Gabriela Szabo, un nume care nu mai are nevoie de prezentare pentru niciun român. A fost atletă de performanță care a ajuns și la Câmpina cu un scop foarte clar, continuarea campaniei Sport pentru Viață, campanie demarată în anul 2006. După ce a încercat să aducă din ce în ce mai mulți copii pe bazele de antrenament din București, Gabriela Szabo a hotărât că este momentul ca proiectul să fie implementat și în județele limitrofe și, de ce nu, la nivel național. Am avut un prim contact cu primăria dumneavoastră. Sunt foarte bucuroasă pentru că domnului viceprimar le-a plăcut ideea de a veni și de a promova sportul și n-am putut să plec din oraș până când nu am venit să văd și antrenorii de la Clubul Sportiv Școlar, care de altfel fac performanța și fac selecția, și mă îndrept spre București după asta. Am înțeles că pe 1 iunie este posibil să avem o manifestare sportivă la Câmpina? Despre asta vorbim, da. Despre asta vorbim. Acum suntem în discuții cu foarte multe primării din țară să vedem ce primării își doresc cu adevărat această campanie să vină în orașul lor. În funcție de răspunsul primit de la Primăria Câmpina, există posibilitatea ca în apropierea datei de 1 iunie să fie organizată o manifestare sportivă prin care cât mai mulți copii să fie atrași către sport. În campania Sport pentru Viață, alături de Gabi Szabo, mai sunt implicați și alți sportivi care de-a lungul anilor ne-au făcut mândri că suntem români.